Ziua este data tot de 8 februarie. Hai să filmăm aici, la, să ținem noi amintire. Să filmăm, să vedem structurile pe unde sunt găurile pe barajul Gurești. Deci aici apa mai e din stânga mea către baraj încolo. Așa, aici e prietenul meu, se uită și el pe aici. E, se vede în larg. Față, se vede vadul vechi, vine așa și acolo, face o curbă, vedeți, către noi, cu unde sunt păsările. După aia ține drept, deci e curba care m-a venit pe direcția balastierii. Uitați, asta e balastier al americanului. Vedeți? Aici vine o leacă de băltuză. Auzi, dar s-a schimbat vadul, înainte curgea pe aici, mă. Fii atent și tu când s-a schimbat vadul vechi, că înainte curgea pe aici, bă. Cât s-a colmatat. Că nu mai e. Mai e niște apă aici după curba asta. De la Golești. E o gaură, în rest nu mai e nici. Niște băltuți, e o băltuță acolo. Și vadul vechi. A mai rămas băltuțe acolo către Carrefouri. Și exact la podul ăla suspendatul de acolo, unde dădeam eu la biban, pe acolo mai e vadul, dar cine știe când mai ajunge la plut. De s-a colmatat mult înainte, știi cum era pe aici? Venea drept, venea gaură de 5 metri, 7 metri, să vedea insule. Acum nu mai e nimic. E tot un platou de măl de ăsta. Vedeți cum se vede? E tot un platou de măl. Decât vadul vechi care vine pe partea de pe la Pomeia, vine puțin încoa, ține drept, face la dreapta 50, 30, 40 de metri și după aia iar stânga și intră în Bărăș. Parte. Îți dai seama cât mâl se aduce de sus după Valea Mare, după Valea. Dar colmatat el tot aici. Că tu zici, mamă, mă duc să dau pe coadă. Păi la ce să dai pe coadă? Nu e niciun pești. Vezi? N-are structuri, n-are gărăni. Uite câțiva pompă acolo, o creacă, o creacă. Ce să mănânce? Pe acolo stă, pe lângă ea. Da, pe lângă puturugile alea, dacă s-a stupat, da, pe acolo găsești. El are ce să mănânce și mult. Știi ce conține mălul ăsta? Da. E numai plin de larve de libelulă. Da. Da, dacă îi luăm acum cu ciurul și le cernem, îți iei la larve aici și cât vrei. De aici, din măl. Dar acum merge de pescuit acolo, mă, din barcă, îți dai seama că tot peștele e băiat, mă. Gândește-te că acum jumate din baraj e golit jumate, da? Da. Toți peștii din jumatea asta s-au mutat în jumate, rău. Noi pe aici veneam la pescuit. Unde filmăm noi acum? Mamă, ce e acolo? Dărați. Deci cam așa stă treburile domnului Emil. Mare atenție aici, să vadu vechi. Și Golești, dar ați auzit că mergem pe râu, dăm la Mărenă și Șalău. Vedea noi. Și a mai rămas băltuța asta în față, dar ai curioasă să mai ia? Mai pul pe ea, poate afunzi în nămul ăsta. Știi ce mă gândesc eu? Câți metri o mai avea apa în față barajului colo? Ha? Câțiva. Deja este. Cred că mare 6 metri. 4 metri scăzută. Da. Are vreo 6 metri de apă. De 6 metri de apă. Aici e podul care trecem noi. Gata, am înregistrat tot ce s-a petrecut pe aici. Revenim.